Aș vrea să citesc un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 36. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregreta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au adus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele, cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors pe trup și i-a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Avem în fața noastră acest episod din Biserica Primară. De la început, Dumnezeu și-a însoțit lucrarea Lui cu semne, cu minuni. Și vreau să vă spun că lucrarea aceasta încă nu s-a terminat. Noi suntem o continuitate a Bisericii Primare. Dumnezeu este același, El lucrează și astăzi și El vrea și astăzi să aducă biruință în dreptul acestor cauze. Vreau să enumăr câteva lucruri, trei lucruri care au contribuit ca această minune să aibă loc. Trei lucruri vreau să le subliniez. Și în primul rând este persoana în cauză. Este vorba despre Tabita. Tabita avem și noi în seara aceasta aici pe sora Tabita sau mai sunt alte Tabite. Domnul să le binecuvinteze pe toate, să fie așa cum era Tabita. Ceea ce a contribuit ca această minune să aibă loc, ca acest miracol să aibă loc, a fost, în primul și în primul rând, viața acestei persoane. Ea a fost o persoană care s-a dedicat, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția fraților și a surorilor, la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și ea a murit, spune cuvântul Domnului, a plecat, a murit, dar ceea ce este important, care a fost viața ei până acolo, până a ajuns în situația respectivă. A fost foarte important și este foarte important pentru toți care suntem în seara aceasta în locul acesta, până ajungem în necaz, până ajungem în vremea de criză, este foarte important ce am făcut până atunci. Pentru că lucrul acesta, mărturia noastră, ceea ce noi lăsăm în urma noastră, va contribui la ieșirea din criză, la ieșirea din izbăvire sau vor rămâne acolo. Pentru că lucrul acesta este foarte important. În vreme bună, în vreme când lucrurile sunt bune, în vreme când avem sănătate, în vreme când Dumnezeu ne-a binecuvântat și lucrurile sunt bune, este foarte important să fim oameni înțelepți și să ne pregătim pentru vremea de criză. Să lăsăm în jurul nostru această mireasmă frumoasă, așa cum a lăsat Tabita, cum a lăsat Dorca. Pentru că al doilea lucru care a contribuit ca această minune să aibă loc este că acolo au fost niște oameni care au stăruit, niște oameni care au fost interesați ca Dorca, ca Tabita să le fie redată din nou în mijlocul lor.
Și acești oameni au trimis după Petru. Este foarte important care este atitudinea noastră față de semenii noștri. Pentru că cuvântul Domnului spune, fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu pregreta să vii până la noi. Acești oameni nu au fost indiferenți. Au fost oameni care au fost interesați de cauza acestei, de cauza aceasta. Cuvântul Domnului spune, Petru s-a sculat, a plecat împreună cu ei. Când au sosit, l-au dus în odaia de sus. Și vedem a doua parte a versetului 39. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Cu alte cuvinte, rugăciunea lor era aceasta. Petru, te rugăm, vino! Se merită ca să-i faci bine acestui suflet, așa cum de altă fel spuneau ucenicii iudeii despre sutaș. Se merită să-i faci bine, pentru că el a zidit sinagoga, iubește neamul nostru. Și aici, în cazul acesta, aceste văduve vin și spun, te rugăm, adună din nou la viață pe Dorca, pe Tabita, ne lipsește. A fost o persoană care a simțit cu noi, care ne-a ajutat. Așa spune cuvântul Domnului, toate văduvele l-au înconjurat plângând, deci nu indiferenți. Și apoi, un al treilea lucru, pentru că vreau să fiu foarte scurt, un al treilea lucru care a contribuit ca această minune să aibă loc, ca acest miracol să aibă loc, a fost că acolo a fost un om al lui Dumnezeu disponibil. Dumnezeu să binecuvinteze toți slujitorii care sunt aici. Dumnezeu să binecuvinteze toți slujitorii din bisericile locale unde slujiți. Este mare nevoie de bărbați, de oameni al lui Dumnezeu, de oameni însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Ceea ce îmi place atât de mult la Petru și am subliniat și vreau să subliniez lucrul acesta. Oamenii aceștia au venit și au zis, nu pregreta să vii la noi. Versetul 39. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Disponibilitate. Un om disponibil, un slujitor, cu inimă de slujitor. Probabil avea alte priorități. Probabil avea alte programe, avea alt program, avea agenda încărcată. Era chemat într-o parte și în alta. Dar când a auzit el cauza aceasta, a renunțat la prioritățile lui și a venit în întâmpinarea acestei nevoi. Și apoi un lucru care îmi place foarte mult la Petru, spune cuvântul Domnului. Petru a scos pe toată lumea afară și ce a făcut? A îngenunchiat și s-a rugat. Atât de mulți slujitori sunt în perioada aceasta, nu vreau să aduc critică nimănui, dar este o realitate cu care ne confruntăm. Atâția oameni care s-au urcat sus și stau undeva pe pedestal acolo, nu poți să ajungi niciodată la ei. Și oamenii au nevoie, sunt atâtea suflete care au nevoie să te apleci, să te rogi cu ei. Apropo, în perioada aceasta, de când intrăm aici pe Zoom, am niște experiențe deosebite cu dumneavoastră. Sunt suflete aici care știu treaba asta. Și anume, dacă mă contactează cineva, dacă vorbesc cu cineva la telefon și vreau să vă încurajez să faceți și dumneavoastră lucrul acesta, ai o discuție, probabil o discuție despre anumite lucruri, ai nevoie de o consiliere, ai nevoie de un sfat, întotdeauna să folosiți și să vă folosiți de orice ocazie să vă rugați împreună. Stai la telefon și spui, frate sau soră, poate înainte de conversație sau după aceea, hai să și ne rugăm, am vorbit. De ce vorbim atâtea lucruri și de rugat nu ne putem ruga? La telefon, prin intermediul acesta. Dar nu pentru ca să ne rugăm, cum mai sună alte persoane sau se mai folosește, ne rugăm ca să ne prorocească cineva. Nu, greșit, total greșit lucrul acesta. Ne rugăm, vorbim, avem o conversație. Este sora Elisabeta Rus aici. Probabil în viața aceasta, nu știu dacă mă întâlni vreodată cu ea. Mă aud cu ea la telefon. De ce să pierd această ocazie să nu mă rog cu ea odată? Sau de câte ori vorbesc cu ea? Așa practicam părinții noștri și noi când ne întâlneam. Primul lucru care îl făceam, nu ne întâlneam. Hai la o cafea, hai la un ceai. Nu, prima dată, hai la o rugăciune.
Hai să stăm într-o părtășie și atunci și discuțiile se vor schimba. Vor fi numai discuții constructive. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ceea ce vreau să subliniez este că acest om, Petru, a fost un om disponibil, un om care a îngenunchiat și s-a rugat. S-a coborât acolo jos lângă aceste văduve. Și îmi place să cred că s-au prins cu toți acolo și s-au rugat cei care au avut credință, pentru că cuvântul Domnului spune, Petru a scos afară pe toată lumea și a îngenunchiat și s-a rugat. S-a rugat acolo și s-a plecat acolo aproape și a simțit cu acele persoane, cu acele văduve, a simțit cu ele, s-a plecat acolo și s-a rugat cu ele. Și vedem că în final lucrarea aceasta a avut un rezultat extraordinar. Cuvântul Domnului spune, minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Vedem de la o soră, de la o Dorcă, care probabil sunt aici surori, ca și Dorca spune, eu nu predic Evanghelia, eu nu sunt chemat să fac o lucrare sau alta, nu am un dar din partea Domnului de cântare. Cusea rochii, făcea haine la surori, la văduve. Prin lucrarea aceasta, Dumnezeu a încununat-o cu un rod bogat. Așa spune cuvântul Domnului. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul printr-o persoană care a știut să trăiască, să lasă în urma ei o mărturie frumoasă și apoi oamenii să vină și să zică se merită să-i faci acest bine, se merită să o aduci din nou la viață și apoi un om disponibil, un slujitor ca și Petru. Aici ar fi multe de vorbit. Este nevoie de oameni, de slujitori care să simtă. Dumnezeu să binecuvinteze toți slujitorii de aici, de pe grupul Domnul Viu, cu inimă de slujitori. Nu cu din aceste, nu cu etaloane, nu cu nume, nu cu doctor, nu cu profesor și nu știu câte nume în față, cu inimă de slujitori. Poporul Domnului are nevoie de oameni care să se aplece cu ei, să simtă cu ei, să iei povoara celui care este aplecat și nu mai are nicio speranță, să o iei împreună cu el și să-l duci, să-l ajuți, o milă, două mile, să-l ajuți. Până prinde și el puteri, până se ridică din nou. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și toate cauzele care sunt aici. Și vreau să vă încurajez, dragi surori, tot ceea ce știți să faceți, să lăsați în urma dumneavoastră această mărturie. Dumnezeu să binecuvinteze toate surorile de aici, de pe grupul acesta, să fie ca și Dorca, ca și Tabita, să se pună la dispoziția celor care au nevoie. Și în felul acesta, împărăția Domnului se va lărgi. Mulți oameni îl vor cunoaște pe Dumnezeu prin această mărturie, prin aceste minuni și Domnul să ne binecuvinteze și să ne asculte. Amin.